Președintele Consiliului Județean Mehedin Țiala din Georgescu, împreună cu primarii comunelor Obârșa de Câmp și Braniștea, Marinela Dumitrele și respectiv Ion Marin, au semnat contracte de finanțare pentru două investiții ce se vor realiza în cadrul Programului Național Angel Saligny. Mehedințul a devenit în ultimii ani o carte de vizită a Olteniei, prin enumărate proiecte ce au vizat reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere. Vorbim despre sate în care condițiile de trafic nu erau unele favorabile, iar reabilitarea drumurilor era primordială. Astfel, pentru obiectivul construire pod peste pârâul Drincea, comuna Braniștea a fost alocată suma de 864.000 de lei, iar pentru modernizare drumul de interes local în comuna Obârșa de Câmp a fost alocată suma de peste 1.400.000 de lei. În Obârșa de Câmp se vor asfalta 8,6 km ulițe din cele două sate, Obârșa de Câmp și Izimșa. Le doresc mult succes celor doi primari în implementarea acestor proiecte, a transmis președintele Consiliului Județean Mehedin Țiala din Georgescu. Lucrarea este foarte importantă și pentru locuitorii din zonele respective, dar și pentru cei care tranzitează ocazional județul Mehedinți. Cel mai important obiectiv pentru președintele Consiliului Județean Mehedin Țiala din Georgescu rămâne creșterea calității vieții pentru toți mehedințenii, indiferent de zona în care locuiesc, astfel că toate proiectele urmăresc să genereze un impact pozitiv la scara întregului județ.